Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu pentru cei care sunteți mai vechi, pentru cei care sunteți noi, mă bucur să vă cunosc, numele meu este Cristina și după cum probabil ați văzut deja din titlu și din thumbnail, am astăzi pentru voi un haul de cumpărături de la Lidl. În curs este săptămâna XXL și după cum vedeți am făcut ceva cumpărături, destul de serioase le-aș zice eu, și câteva articole, multicele aș zice de data asta, au fost cumpărate chiar din cadrul promoției XXL. La total am ieșit cu un bon de 494 de lei, așa arată, și hai să le luăm pe fiecare în parte și să vedem ce am cumpărat, că poate vă inspir și pe voi și mergeți la Lidl. Astăzi este marți când filmez eu, deci până sâmbătă, duminică mai este timp suficient să vă faceți provizii. Sunt niște oferte foarte bune în curs, așa că dacă găsiți idei inspirație în clipul meu, dați thumbs up, spuneți-mi în comentarii și mergeți și la Lidl și faceți-vă cumpărăturile. După cum vedeți, am așezat deja cumpărăturile pe masă și am făcut asta în ordinea articolelor, așa cum sunt ele pe bon, ca să ne fie ușor să le urmărim și să trecem repede prin ele. Am cumpărat un pepene verde, este 1,29 kg și pe mine m-a costat pepenele acesta 12 lei. O rolă de bucătărie, soape de bucătărie de 120 de metri din promoția XXL, este aceasta marca proprie de la Floralis, e cea mai bună și cea mai rezistentă hârtie de bucătărie pe care am avut-o până acum din tot ce am încercat, de ea suntem cel mai mulțumiți, a costat 8 lei. Am mai cumpărat un box de hârtie igienică tot Floralis la promoția XXL, marca lor proprie, sunt 24 de suluri și au costat 18 lei. Mi se pare un preț foarte bun pentru că este din aceea cu 3 straturi. Am mai cumpărat scutece chiloțel, mărimea 5 din acestea junior, pentru copii între 12 și 17 kg, 20 de bucăți, au costat 24 de lei punga și eu am cumpărat una, două, trei pungi. Am mai cumpărat niște absorbante din acestea Siempre, din marca lor proprie, cu aripioare, nu sunt preferatele mele. Înainte de acest ambalaj aveau altele, aceeași marcă desigur, dar erau mult mai bune, mult mai subțiri, dar neavând la dispoziție altceva și nu m-am mai dus și în alt magazin, așa că le-am cumpărat pe astea. M-au costat 20 de bucăți 5 lei. Am mai cumpărat de la promoția XXL două rezerve de săpun lichid, una cu ulei de măsline și una cu cocos și maracuia. Știu că am mai avut cu cocos și nu mi-a plăcut și țin minte că mi-am făcut o notă mentală să nu mai cumpăr niciodată cu cocos, dar asta am văzut că era și cu maracuia și am zis că hai să îi dăm și ei o șansă. Am mai cumpărat periuțe, au costat 7 lei bucata pentru, cred că au un litru, 1,250 litri, ceea ce mi se pare un preț foarte, foarte bun. Tot timpul când prind la promoția asta fac stocuri. Am mai cumpărat periuțe de dinți pentru copii, 3 seturi a câte 2 bucăți, au costat 3,75 lei, sunt pentru copii între 0 și 6 ani, cu perii moi pentru dinți de lapte, 3,75 lei pentru 2 periuțe, nu mi se pare deloc mult. Așa că am luat 3 seturi să avem. Am mai cumpărat o loțiune pentru igiena intimă din aceasta, de la Sien. Este preferata mea, o folosesc de mult. Mi se pare o calitate bună pentru un preț foarte, foarte bun. E 4 lei, nu cred că putem cere mai mult de atât. Am mai cumpărat șampon pentru bebeluș din acesta de la Lupilu. Mai avem deocamdată un șampon în baie, dar am zis că să nu rămânem fără, să avem de rezervă, așa că l-am luat pe acesta de la Lupilu, care e ok, e în ordine, nu e ceva extraordinar pentru că l-am mai avut, dar este în regulă, adică nu ne face rău, deci merge folosit așa din când în când. A costat 10 lei. Am mai cumpărat hârtie igienică umedă din aceasta de la Floralis. Era în promoția XXL, deci avem 4... una, două, trei, patru cutii, pungi, și am primit și o cutie din aceasta tip dispenser, stați întoarsă invers. Așa, nu pot să spun că sunt fana ei în mod neapărat, aș fi preferat fără, mi se pare mult plastic consumat și risipit degeaba, dar nu am ce să fac, așa le-am primit, așa că așa le-am luat. Și a costat 20 de lei, 19 lei 95 acest set de 4 bucăți, deci mi se pare o ofertă foarte bună de la
de la promoția XXL, am mai cumpărat o pereche de pantaloni de damă, bermude. O să încerc să fac și o probă, un try-on, așa arată. Sunt scurți, dar nu foarte scurți, adică până deasupra genunchiului. Le-am cumpărat în mărimea 36, sper să-mi vină bine. O să le fac imediat o probă după ce termin de filmat cumpărăturile. Așa arată. Este o culoare indigo. Am preferat ceva mai închis, cu talie normală, cu croi normal și talie, cred că este mediu. Da, medium waist. Mărimea europeană 36, de la brandul lor propriu Esmara, a costat 35 de lei. Am mai cumpărat niște pantaloni de damă din aceștia lungi, dar genul larg. Știu că sunt din Lyocell, 36 mărimea, au și buzunare, au și un șnuruleț drăguț în talie. O să le fac și acestora o probă, au costat 40 de lei. Am mai cumpărat tot din promoție XXL pișcoturi italiene, pișcoturi de șampanie, din acestea de la brandul Savoiardi, două bucăți pentru tiramisu. Dacă mă urmăriți pe Instagram și v-aș ruga să mă urmăriți, m-aș bucura să văd și acolo, contul meu este @cristinapreda.ro, o să vi-l las afișat, deci reiau ideea, dacă mă urmăriți pe Instagram veți vedea că fac foarte mult tiramisu pentru că băiețelul meu Iusti mereu mi-l cere, așa că îi fac și în general nu prea ne lipsesc pișcoturile de șampanie din casă și nici mascarponele, dar ajungem imediat și la el. Am mai cumpărat niște pulci de cereale Space Cookies, preferații lui Justin, cu calciu, 9 vitamine și fier. Au costat 2,89 lei, iar pișcoturile, am uitat să vă zic, au costat 6 lei bucata. Am mai cumpărat o franzelă albă, a costat 1,70 lei. O pungă de orez cu bob rotund, tot la promoția XXL, a costat 7 lei. O pungă de semințe de dovleac, rare ori mai apucăm noi să mâncăm, dar am zis că să le avem în casă, au costat 6,20 lei. Două pungi de farfale de grâu dur, acestea sunt preferatele mele, de la brandul lor propriu Combino, de 500 de grame, au costat 2,49 lei punga. Am mai cumpărat 3 pungi de bicarbonat de sodiu, au costat 70 de bani punga, este brandul propriu Bell Bake. Nu mi se pare la fel de bun ca și Dr. Oetker, de exemplu, dar merge, având în vedere că eram în Lidl și aveam nevoie de bicarbonat, am zis să-l cumpăr. Am mai cumpărat o pungă de mărar, dacă o și găsesc, aceasta este o pungă de mărar uscat, a costat 70 de bani și eu o folosesc la salata de varză. Am mai cumpărat și niște spaghetti din grâu dur, așa arată, tot de la brandul propriu Combino, tot de 500 de grame. Și acesta a costat 2,19 lei. Am mai cumpărat, după cum vă spuneam că nu ne lipsește, mascarpone, brandul propriu Lovilio. Am cumpărat două cutii de 500 de grame. A costat 13,49 lei bucata. Am mai cumpărat tot de la promoția XXL niște cremvuși de porc cu 83% carne, din aceasta din seria etichetă curată. Are 900 de grame, sper că se vede aici. Și a costat 10,99 lei, deci 15 lei, mi se pare în regulă. Iaurt pentru copii, îl cumpărăm pe acesta cremoso de la Danone de ceva vreme. Am cumpărat 12 bucăți și a costat 1,49 lei bucata, deci în total 18 lei. Am mai cumpărat un iaurt cremos în stil grecesc de la brandul propriu Pilos. Acesta a costat 3,19 lei, avea o promoție de 10 bani, o reducere de 10 bani, deci vă închipuiți. Am mai cumpărat niște lapte proaspăt, dulce, de 3,5% grăsime, este lapte românesc și a costat 6,29 lei. Am mai cumpărat niște legume, că am găsit românești, niște ardei capia, a costat 7 lei kilogramul, iar 4 bucăți câte am eu aici m-au costat 3,13 lei. Am mai cumpărat tot de la săptămâna XXL un pachet din acesta, un pachet de două pachete de fapt, sunt două pachete într-un pliculeț și au costat 10 lei. Mi se pare o afacere foarte bună, mai ales că aici avem două pachete de unt de 200 de grame.
Am mai cumpărat o conservă de porumb extra dulce, îi place Lidiei, asta a costat 2,79 lei. O cutie mare de înghețată de vanilie, cu vanilie de bourbon de la Bon Gelati, cred că ăsta este vechiul Gelateli, sper să nu greșesc. Are 2 litri și jumătate, adică 1,250 kg și a costat 13,69 lei. Mi se pare un preț imbatabil, ne place mult și aroma, nu are nici foarte mult zahăr, undeva pe la 24 de grame la 100 de grame. Așa că o cumpărăm. Am mai cumpărat niște castraveți, cornișon, și aceștia erau românești. Au costat 87 de bani, era 2,49 kg. Niște ardei gras verde și acesta românesc, care a costat 1,76 lei, era 4 lei kg. Am mai cumpărat niște migdale de California, așa arată și recunosc că le-am început deja. Sunt de 200 de grame și au costat 10,50 lei. Am mai cumpărat un triunghi de brânză brie, ăsta nu prea ne lipsește de la nicio tură de cumpărături, a costat 6,50 lei. Un bloc de cașcaval Dahlia de 400 de grame de la promoția XXL, acesta a costat 9 lei. 3 conserve de filet de hering în sos tomat, tot de la promoția XXL, au costat 13 lei. O varză albă, și aceasta era românească, e aici în punga asta, a costat 3,35 lei. Am mai luat un mascarpone, dar din acesta mic, de 250 de grame. Pe asta vreau să îl folosesc la cheesecake și a costat 7 lei, 6,99 lei, deci 7 lei. Am mai cumpărat tot de la promoție XXL brânză topită Milbona, 32 de triunghiuri. Este sortimentul clasic, e preferatul lui Justin, ba chiar se și joacă cu ele, nu doar că le mănâncă. Și au costat 10 lei. Am mai cumpărat 1,5 kg de mere roșii, au venit cam 10 bucăți. Din păcate, astea nu erau românești și sunt singurele pe care nu le-am găsit românești, deci toate sortimentele, absolut toate, erau aduse din Polonia. În fine, am luat că nu am avut altă opțiune pe moment. Au costat 6,35 lei, per kilogram 4 lei. Am mai cumpărat niște esențe de vanilie, aici am 5, dar eu știu că am cumpărat 6, mai trebuie să fie una pe undeva. Costă bucata 89 de bani, 90 de bani, deci în total au costat 5,34 lei, aproape 5,40 lei, și un ketchup dulce. La noi se mănâncă foarte mult ketchup pentru că lui Andrei îi place foarte mult și mănâncă ketchup cu orice. Ăsta este preferatul lui, de la Cania, și a costat 4,99 lei, deci 5 lei. În total toate aceste cumpărături au costat aproape 494 de lei, 493,87, și mă duc acum să îmbrac pantalonii ca să vedeți și voi cum arată. Ne revedem imediat!